Salut, Felix! Bună! Ne întâlnim des în ultimul timp noi. Particip în Art Safari, în expoziția de artă contemporană Superheroes, Antiheroes, Supereroi, Antieroi, tendințe în arta contemporană românească. Prima încăpere, unde se și textul curatorial, are și lucrarea ta, e și lucrarea ta în acel spațiu. Hai, spune-ne două vorbe despre lucrarea ta, te rog frumos. Mai e o lucrare a ta la plus 18 și o să povestim de amândouă, te rog. Asta e capitolul 2. Da, te rog. Lady Liberty se numește. Este o lucrare care face parte din ciclul Iconic Memory. Este o lucrare despre libertate și despre zbatirile sociale din ultima perioadă. Lady Liberty fiind chiar statuia libertății, de fapt, și în jurul ei sunt tot felul de personaje care aruncă cu... Cred că lucrarea este făcută în 2014. Imaginea este, de fapt, o imagine dintr-un performance de-al meu făcut la Festivalul Periferic din 98. În 98 la Iași, la Festivalul Periferic, am făcut un performance și ulterior am luat o imagine de acolo și am făcut-o pe această Lady Liberty, în care de fapt sunt eu și în jurul meu sunt tot felul de persoane care aruncă cu pietre în această statuie a libertății. Lucrarea face parte din ciclul din care vă spuneam și este reprodusă în catalogul Iconic Memory, editat și pus în vânzare de editura Polirom. Iar cea de-a doua lucrare face parte dintr-un cea de-a doua lucrare, care este o serigrafie, ilustrează poezia pornolirică a lui Emil Brumaru. Ele sunt 11 serigrafii. Aceasta este o bucățică care dă seama despre întreg. Puteți căuta cartea, care se numește Infernala Comedie. Un vizitator a spus despre Lady Liberty, revenim un pic, că e cam zombie, așa. E cam zombie... Da, zombie, personajele, nu numai ea. Personaje așa, teleghidate cumva, care plutesc... Personajele... Mi s-a părut mișto observația vizitatorului, așa a resimțit el. Da, e deschis la interpretări, așa încât mă mulțumesc cu acest comentariu. Dar să revin la cealaltă lucrare. A fost o poveste interesantă că poetul Emil Brumaru a venit la mine la atelier și m-a rugat să ilustrez această carte, Infernala Comedie. El văzuse Amur de Maxim Crocer și mi-a plăcut foarte mult, a vrut să colaborăm pe acest proiect. Am fost împreună la editura Adenium, pentru că ei au scos această carte, și acolo mi-a povestit cum trebuie să arate femeia. Că trebuie să fie așa mai zemoasă, mai întinsă, mai crăcănată, mai nu știu ce. Și toate lucrurile astea mi le povestea de față cu alte 5 femei, cu 5 editoare acolo în spațiu. Și evident că eram foarte, foarte jenat. Ulterior s-au scris și niște povești, a apărut o carte cu toate aceste povestiri. Am mărturisit eu despre această întâlnire cu Emil Brumaru și a luat interviu și editorului. Editorul a fost întrebat de Emil Brumaru: măi, oare băiatul ăsta a văzut vreodată o femeie? Așa încât Emil Brumaru nu prea a fost mulțumit la așa de cele 10 serigrafii ale mele, pentru care bătusem palma cu editorul, că 10 serigrafii trebuiau să apară în carte, și a comandat-o pe a 11-a. Aceasta 11-a serigrafie apare aici, în această expoziție, în Art Safari. Haideți să vedem, mai sunt câteva zile de Art Safari, vă așteptăm. Felix Aftene e un artist excelent, are expoziție și la Muzeul Colecțiilor de Artă al României în perioada 1-30 octombrie la Muzeul Colecției, Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Colecțiilor. Vă așteptăm, dragilor. Felix, dragă, mulțumim mult de tot. Mulțumesc și eu, Raluca.